Asociația Moldova Vrea Autostradă a analizat valorile de trafic pe relația Ploiești-Focșani-Bacău-Suceava-Siret, ceea ce corespunde cu autostrada sau drumul expres A7. Una dintre concluzii este că media traficului general pe DN2 a crescut. Asociația Moldova Vrea Autostradă a inițiat monitorizarea tocmai pentru ca datele despre valorile de trafic să fie transparente, iar studiile pentru viitoarele autostrăzi să plece de la premise corecte. Noi luăm documentele oficiale și încercăm să le urmărim pe traseul lor, standard, pas cu pas, fie că e vorba de Parlament, fie că e vorba de instituții subordonate Ministerului Transportului. De aceea noi găsim advertențe de multe ori între aceste declarații și documente, între procesul de fundamentare a unor strategii care au la bază de multe ori premise greșite. Chiar ne-am descoperit că măsurătorile efectuate în diversi ani, pe diverse segmente ale drumurilor naționale, care este o măsură legală, dau de multe ori valori care pot fi valorificate în spiritul pe care noi îl considerăm corect, și anume atunci când o regiune înregistrează trafic corespunzător legal pentru un anumit nivel de drum, un standard specific, noi să semnalăm acest lucru, pentru că atunci când vor fi scoase la licitații, fie proiectarea, fie execuția diverselor segmente de drum, aceste lucrări și decizii să fie fundamentate pe aceste cifre pe care noi nu vrem să le scăpăm uitate. Cu alte cuvinte, nu putem spune că nu avem încredere în Ministerul Transportului, dar noi ne place să verificăm aceste lucruri, pentru că vrem să descoperim cauza pentru care nu se mișcă lucrurile în direcția dorită de noi, și anume autostrăzi în regiunea Moldovei. În aceeași ordine de idei, parlamentarii de Bacău, ai PSD și ALDE vor depune un amendament la proiectul de buget național pe 2019 pentru includerea finanțării studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție pentru tronsonul Bacău-Brașov A13, parte componentă a autostrăzii Iași-Brașov. Marius Alexa crede că acest demers este trist, iar divizarea Moldovei nu va aduce nimic constructiv. Divizarea regiunii Moldovei ruperea unui virtual grup parlamentar care ar putea să pună presiune pe guvern este tristă. Fără o unitate regională, toate aceste proiecte majore care nu deservesc un singur oraș, un singur județ sau două, trei județe, au șanse destul de mici. Asociația Civică Moldova Vrea Autostradă va monitoriza activ șoselele din Moldova și face un apel la cetățenii din Bacău, Roman sau Focșani, să sprijine eforturile asociației ca soluție de accelerare a dezvoltării regiunii.